lucrare cu privire la venirea Domnului. În noaptea de 28 octombrie 1993, Domnul mi-a arătat această lucrare. Am văzut mult popor adunat ca într-o adunare mare și mi s-a dat să înțeleg că reprezintă poporul Domnului de pe tot pământul. În fața poporului era ca un altar pe care unii din popor aduceau jertfe Domnului, dar cei mai mulți din popor stăteau tare nepăsători. Unii erau întorși cu spatele spre altarul Domnului și cu fața spre ușă, alții vorbeau între ei, iar alții chiar râdeau între ei. Deodată perdeaua s-a tras și un sol al Domnului, care s-a arătat ca un înger foarte puternic, a ieșit în față și a strigat: "Venirea Domnului e foarte aproape, pregătiți-vă! Vegheați și nu vă depărtați de altarul Domnului. Aduceți jertfe curate, căci venirea Domnului va fi în curând, curând de tot. Curățiți-vă cei ce purtați vasele Domnului, nu vă atingeți de nimic spurcat și necurat. Unde lemnul ce vi s-a dat în vase, folosiți-l pentru ungerea celor loviți și răniți din jurul vostru și strigați în gura mare: vine Domnul, căci venirea Domnului este mult mai aproape decât voi vă gândiți." Mulți din popor s-au uitat unii la alții, dar cei mai mulți au rămas tot nepăsători, iar alții au zis: "Tot așa s-a spus atâta timp și Domnul încă nu a venit. Cine poate ști când va fi venirea Domnului?" Alții au început a disprețui și pe cei ce au fost mișcați de cuvântul Domnului și care au început să aducă jertfe pe altarul Domnului. Eu am început a plânge și am întrebat pe solul Domnului dacă vrea să-mi spună cât mai este până când vine Domnul. Mai este mult? Că e așa de grea vegherea, pentru că mulți s-au obișnuit deja cu acest cuvânt, vine Domnul, și disprețuiesc chiar și pe cei ce îndeamnă poporul la veghere și pregătire să-L întâlnească pe Domnul. A spus: "Nu este îngăduit să spun nimic mai mult decât atât, că venirea Domnului e foarte aproape, dar fiindcă insiști, o clipă te las să vezi cât e de aproape venirea Domnului." A tras perdeaua la o parte și am văzut pământul ca pe un ecran și la o distanță mică de câțiva metri se vedea capătul. Era pus ca un stăvilar, ca un hotar ce nu putea fi trecut, iar de sus a coborât ca o lozincă pe care era scris "Sfârșit" și s-a fixat în fața pământului. Din cer se vedea coborând un oraș ca o cetate deosebit de frumoasă, cu turnuri înalte ce străluceau cu putere ca aurul. Deasupra acestei cetăți plutea un nor alb ce reprezenta slava Domnului ce umbrea cetatea. În partea din față era ca un soare mare ce strălucea puternic, încât nu puteam să privesc bine cetatea din pricina strălucirii. Înaintea cetății venea în zbor un înger puternic cu o carte de aur în mână, pe care era scris numărul 1 și a zis: "În cartea numărul 1 sunt scrise numele celor ce în curând vor fi răpiți la Domnul, să-L întâmpine în văzduh." Apoi a mai arătat o altă carte pe care era scris numărul 2. Aceasta e cartea vieții, unde sunt scrise numele celor mântuiți ce n-au parte de întâia înviere și vor trece pe la judecată. Dar se striga: "Ferice de cei al căror nume este scris în cartea numărul 1, că cei vor avea parte de întâia înviere." Apoi mi-a zis: "Vezi cât e de aproape venirea Domnului? Aceste lucruri sunt gata să apară. Du-te și strigă, vine Domnul. Fii un semn pentru alții și pregătiți-vă pentru răpire, căci Domnul vine în curând. Apropiați-vă de altarul Domnului și aduceți jertfe curate, iar vasele în care s-a pus un de lemn pentru ungere să fie puse neîncetat pe altar, ca unde lemnul din ele să poată fi folosit pentru ungerea rănilor și vânătăilor celor loviți, căzuți, răniți și bolnavi. Să strigați zi și noapte deșteptare și trezire în popor, căci venirea Domnului e foarte aproape." Perdeaua s-a tras înapoi, îngerul a dispărut, iar eu am rămas plângând și strigând: "Vine Domnul, pregătire, căci venirea Domnului e foarte aproape, deșteptare și trezire, că vine Domnul." Unii din popor au luat în serios cuvintele date, s-au apropiat de altar și aduceau jertfe Domnului. Alții au început a disprețui și a-și face semne între ei că s-a mai găsit cineva să strige că vine Domnul, zicând: "Parcă noi nu știm că vine Domnul." Au început să râdă disprețuitor, spunând: "Cine știe când vine Domnul?" Și s-au întors cu spatele spre altarul Domnului. Priveau afară pe geamuri și pe ușă și vorbeau între ei. Eu strigam într-una: "Vine Domnul, nu luați cu ușurință semnalul dat, că s-a arătat solul Domnului cu cartea numărul 1, gata să o deschidă și să strige răpirea bisericii." Dintr-o dată, din nou ca pe un ecran, a apărut pământul.
Multe lucruri au fost arătate, dar fazele treceau în grabă mare unele după altele. S-au arătat schimbări făcute în orânduirile pământului, în alte faze s-au arătat războaie, secetă, inundații, foc, dărâmături și strâmtorări mari prin care trebuia să treacă și poporul Domnului. Mulți au căzut și foarte puțini au rămas în picioare, ținând mărturia Domnului Iisus și cuvântul adevărului. Deodată s-a auzit un sunet de trâmbiță și solul Domnului cu cartea numărul 1 în mână s-a arătat strigând: fiți gata să vă încolonați în rând așa cum vă veți auzi numele strigat. Veniți voi cărora v-a plăcut să stați aproape de Domnul pe pământ și ați rămas lângă El în ascultare, umilință și smerenie. Veniți cei ce ați purtat crucea zi de zi pe umeri cu lepădare de sine. Veniți cei cărora v-a plăcut jugul lui și sarcina lui v-a părut ușoară, n-ați cârtit și n-ați murmurat. Veniți cei ce nu v-ați rușinat de Domnul și v-a plăcut să stați aproape de El în ocări și dispreț. Veniți cei ce ați vărsat lacrimi pe pământ și ați îmbrăcat haina răbdării, dar prin toate nu v-ați lepădat, ci ați rămas aproape de Domnul, găsindu-vă plăcerea în legile și poruncile Lui, v-a plăcut să stați aproape de Domnul pe pământ. Acum veniți și veți fi pe totdeauna lângă El. Apoi a început să strige numele celor scriși în cartea numărul 1. Am văzut cum se înrolau pe rând cei ce erau strigați. Am cunoscut între ei surori și frați sinceri care pe pământ au rămas lângă Domnul în umilință și smerenie, luptându-se lupta cea bună a credinței, iar Domnul a depus mărturie prin Duhul Sfânt pentru ei, însoțindu-i în lucrare. Mulți din cei ce nu și-au auzit numele strigat au început a plânge, întrebând cum de ei nu își aud numele strigat, căci și ei au fost pocăiți și au slujit pe Domnul, luptându-se toată viața să ajungă clipa răpirii, trecând chiar prin mari încercări și probe. La unii le-a răspuns: numele vostru nu este scris aici pentru că nu v-a plăcut să stați aproape de Domnul, v-ați lărgit cărarea depărtându-vă de Domnul, de aceea numele vostru nu este scris aici. La alții le-a răspuns: voi n-ați purtat haina răbdării, nu v-a plăcut jugul și sarcina lui Hristos, ați scuturat jugul și v-ați luat o sarcină mai ușoară. Altora le-a zis: voi nu ați purtat crucea zi de zi, nu v-ați lepădat de sine și în încercări ați murmurat și ați cârtit, de aceea v-ați pierdut dreptul de la răpire. La alții le-a spus: voi nu ați răbdat, nu ați iertat și nu ați iubit, voi ați vorbit de rău, ați clevetit și ați disprețuit cuvintele Domnului când vi s-a spus să vă opriți și să vă întoarceți de la aceste lucruri care v-au îndepărtat de la Domnul. Acum voi veți trece pe la judecată. Voi pe pământ v-ați ales locul, căci nu v-a plăcut să stați aproape de Domnul, purtând ocara Lui, nici să mergeți pe urmele Lui în umilință și smerenie. Atunci a început regretul și plânsul în popor. Numele meu unde este scris? Eu din copilărie am slujit pe Domnul și am trecut prin multe cuptoare și încercări. Solul a spus: prin încercările prin care ai trecut te-ai clătinat, ai murmurat și n-ai rămas aproape de Domnul. De aceea numele tău este scris în cartea numărul 2 a celor mântuiți. Ea m-a întrebat: dar soțul meu este scris în cartea celor mântuiți? Solul s-a uitat în carte spunând: numele lui este șters pentru că a hulit pe Duhul Sfânt. Pentru el să nu te mai rogi că nu vei fi ascultată. Nici o mijlocire nu mai e primită pentru el, fiindcă a hulit pe Duhul Harului. Din nou a întrebat sora: dar copiii mei? Am avut 8 copii. Numele lor este scris? Solul s-a uitat în carte și a zis: 6 copii au numele scris în cartea celor mântuiți, dar în dreptul numelui a 2 dintre copii e un semn de întrebare. Se vede că au pășit alături de cărare. Pentru ei poți să te rogi și să mijlocești și de se va vedea recunoștință, întoarcere și hotărâri statornice, numele lor va rămâne scris. Dar de nu vor lua seama să intre în ascultare, numele lor va fi șters. S-a ridicat altă persoană și a întrebat: numele meu de ce nu mi l-am auzit? Numele meu unde este scris? Eu l-am slujit pe Domnul și Domnul m-a pecetuit cu Duhul Sfânt și mi-a dat darul prorociei. M-am rugat pentru multe suflete stăruind împreună cu ei și au primit Duhul Sfânt. Domnul a făcut și vindecări când m-am rugat pentru bolnavi. Am trecut prin cuptoare de suferință și încercări. De ce numele meu nu a fost strigat? Solul a căutat în cartea numărul 1 zicând: numele tău a fost scris, dar a fost șters din pricină că nu ți-ai păstrat locul aproape de Domnul și te-ai depărtat de El. În ultima vreme tu nu ai mai adus roadă și te-ai clătinat de pe temelie. A căutat apoi în cartea numărul 2 spunând: numele ți-a fost scris în cartea celor mântuiți.
vei trece pe la judecată. Mulți au mai întrebat plângând de ce nu-și aud numele, iar solul le răspundea la toți spunându-le motivele. N-ați rămas aproape de Domnul, n-ați rămas în dragostea Lui, nu v-ați iubit unii pe alții, n-ați răbdat și n-ați iertat, n-ați rămas în umilință și n-ați rămas la smerenie și n-ați rămas în ascultare de cuvântul Domnului. Voi singuri v-ați depărtat de Domnul. Ați știut că vine Domnul, dar nu v-ați pregătit să-L puteți întâmpina în clipa răpirii. Semnale după semnale au fost date, dar voi nu le-ați luat în seamă, acum nu se mai poate schimba nimic. Solul s-a îndreptat spre mine spunând, du-te și spune tot ce ai văzut și ai auzit, fie că vor asculta, fie că nu vor asculta, chiar de vei fi disprețuită. Spune cuvintele mele, strigă deșteptare și trezire în popor, ca să nu ți se ceară socoteală că ai tăcut și n-ai mărturisit tot ce ți-a fost spus și arătat. Spune poporului să nu ia în chip ușuratic cuvintele acestea, căci altfel le vor sluji ca mărturie. Cei ce se vor trezi și se vor pregăti vor avea parte de răpire. Eu binecuvântez pe Domnul și laud numele Său, căci a găsit cu cale încă o dată să ne trezească, pentru că ne iubește atât de mult și ne vrea viața. Domnul nu vrea să piară niciunul din copiii Lui, nici să rămână afară când El va veni. Domnul ne vrea în totul totului pentru El și dacă Duhul și Mireasa zic vino, cuvântul Domnului zice cine aude să zică vino. Amin, vino Doamne Iisuse!